Pentru remedierea unei avarii, echipele Raja vor executa în cursul zilei de joi, 21 septembrie, în intervalul orar 9:30-17, lucrări de intervenție la nivelul rețelei publice de alimentare cu apă din municipiul Constanța. În acest timp se va întrerupe furnizarea apei în zona delimitată de Bulevardul Lice Brătianu, strada Oborului, strada București, strada Teodor Burada, strada Bărăganului, strada Corbului, Bulevardul Lice Brătianu. De asemenea, în cartierele Coiciu și Inel 2 se va furniza apă cu presiune redusă. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în timp operativ. Totodată rugăm toți utilizatorii afectați de această lucrare să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uscaznic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă.